Un caz șocant a avut loc în acest weekend într-un parc de joacă din Hunedoara. Un bărbat a aruncat cu bestialitate un copil la pământ, iar un părinte prezent a filmat totul. Băiatul se află în stare gravă în acest moment. Atenție, urmează detalii și informații care vă pot afecta emoțional. Un bărbat în vârstă de 29 de ani din Hunedoara este cercetat penal după ce a trântit un copil de pământ într-un parc din oraș, după care l-a agresat fizic și pe propriul fiu. Bărbatul a devenit nervos după ce copiii ar fi avut o altercație în timp ce se juca un parc lângă un leagăn. Copilul agresat a fost transportat la spital. În imaginile care au surprins incidentul și care au fost postate pe rețelele de socializare, se vede cum bărbatul se îndreaptă către copil, îl ridică și dă cu el de pământ. Băiețelul a suferit un traumatism cranian grav cu pierdere de cunoștință, însă în acest moment este stabil.